O ploaie torențială, precedată de grindină, a făcut prăpăd în comuna Chiliile. În urma scurgerilor de pe versant, spârâul Slănicel a ieșit din matcă, iar Viitura a rupt două drumuri comunale, un drum județean și mai multe drumuri sătești. Primul fenomen care a lovit comuna a fost grindina, care a distrus practic toată producția pomilor fructiferi din localitate. Ploaia torențială care a urmat a dus la formarea de torenți, ce au făcut ca pârâul ce străbate comuna să iasă din matcă. Început la ora 14:15 minute și a durat până la ora 16. Grindina a durat cam în jur la 25 de minute. Cât de mare a fost? Păi a fost și ca ouă de porumbel. A distrus ce înseamnă pomicultură, ce vie mai aveam, vreo 3 hectare de vie, vreo 20 de hectare de prun și drumurile a făcut praf. Există în acest moment un drum impracticabil? Impracticabile sunt toate. Se circulă provizoriu. În momentul ăsta de ce ați avea nevoie? Eu știu din partea prefecturii, a Consiliului Județean, ce ar trebui urgent? Păi noi, urgent este să intervină pe drumul județean pentru repunerea în circulație la cum era inițial, pe drumurile comunale. Autoritățile au reușit să stabilească o situație a pagubelor provocate de Viitura formată în comună, însă o evaluare completă este în curs de realizare. Autoritățile locale nu își permit să repare stricăciunile din fonduri proprii, astfel că au cerut sprijinul prefecturii și al reprezentanților Consiliului Județean. În cursul după amiezii și serii de ieri au fost precipitații importante în zona Chiliile, care au afectat pe lângă drumul județean 102F, au afectat drumul comunal 222, au mai afectat un drum comunal 94, fiind afectate cam toate satele din comuna Chiliile, pagubele fiind însemnate sub aspectul faptului că drumurile au devenit impracticabile, s-au creat ravene, șanțuri, au fost luate podețe, tuburile care asigurau bună trecere peste anumite zone. Peste toată chestiunea asta și grindina a dus la provocarea unor pagube destul de însemnate, fiind distruse mare parte a culturilor agricole, inclusiv culturile și roadele de la pomii fructiferi. Domnul primar, am avut o discuție în două rânduri aseară cu dumnealui, în care mi-a relatat pe scurt ce se întâmplă acolo. Acționau deja de aseară pe drumurile acestea. Pe drumul județean se circulă, la ora actuală mai greu, dar se circulă, este în regulă. Celelalte drumuri comunale se lucrează la ele, au solicitat în sensul acesta și un sprijin din partea autorităților județene. În baza documentului pe care astăzi l-am primit la dumnealor, vom discuta în așa fel încât dacă nu astăzi, mâine dimineață să facem un comitet județean de situații de urgență și să vedem cât de repede putem găsi niște sume de bani pentru a fi alocate în așa fel încât să se rea un normal activități în zona respectivă. Nu este prima dată când comuna Chiliile este lovită de furia naturii. În aceste zile, pe drumurile avariate, se poate circula pietonal sau cu căruțele.